Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea exact cum vede persoana iubită situația voastră în acest moment. În această etalare nu contează dacă sunteți împreună sau nu. Acesta este una din acele etalări care sunt foarte, foarte scurte și care sunt menite să vă ajute cu o ghidare temporară până ce puteți să întrebați o altă persoană care face tarot sau pe mine sau o persoană dragă cu un sfat în legătură cu situația voastră. Bun. Deci vom avea trei variante, dumneavoastră alegeți o variantă și eu vă zic cum vede situația, ok? De data aceasta nu avem obiecte care să distingă, însă prefer să folosesc astfel de variante pentru ca intuiția voastră să vă ghideze cât mai concret. Ok. Și voi începe cu prima variantă. În prima fază, partenerul dumneavoastră vede această situație ca pe un flirt. Nu vede situația ca fiind ceva foarte serios, dar ideea este că această carte nu ne spune foarte clar că este complet împotriva lucrurilor de a evolua, ci pur și simplu ne spune faptul că pentru un moment trebuie să lăsăm deoparte așteptările, să încercăm să încetăm din a ne aștepta la anumite responsabilități din partea celuilalt și pur și simplu să ne bucurăm de compania celeilalte persoane. Pe de altă parte, dacă dumneavoastră sunteți de ceva timp într-o asemenea situație cu această persoană și vreți să treceți la acest nivel, atunci este cu totul diferit în sensul în care nu prea are rost să mai sperați. Bun. A doua carte. Această persoană are probleme destul de mari în secțiunea de familie. Orică această persoană este căsătorită și are copii, orică există foarte multe traume din copilărie ce s-au impregnat pe această persoană și trebuie să reviziteze aceste traume. Această persoană trebuie să-și ierte părinții, respectiv dacă această persoană trece printr-un divorț și a dezamăgit copilul, trebuie să-și ceară iertare de la copil. Trebuie să confrunte situația cu familia, trebuie să o vindece și atunci toată atenția sa, cel puțin pentru o perioadă, trebuie să rămână concentrată acolo. Dacă aici avem de-a face cu familii în care un membru a murit, acela cu siguranță veghează asupra celorlalți membri rămași. Varianta 3. Pasiune. Permite inimii și sufletului tău să cânte cu bucurie. Aici voi mai cere o carte pachetului pentru a mă asigura de faptul că această persoană are sau nu are intenții mai departe cu voi. Pentru un moment această situație este ghidată mai mult de pasiune, mai mult de situații carnale, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă dezamăgiți. Destul de curând veți putea să aveți un răspuns foarte clar în această situație, însă momentan trebuie să lăsați această situație să se dezvolte natural, nu trebuie să impuneți anumite lucruri aici, s-ar putea să vă regăsiți foarte mult în situații de trio, de asemenea mai este posibil să trebuiască să aveți o separare pentru o perioadă cu această persoană pentru a lăsa persoana să se gândească în legătură cu ceea ce își dorește pe mai departe. Aici pasiune este, dar cam atât. Momentan. Bun. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper să ne revedem cât mai curând. La revedere!